Reprezentant de seamă a folclorului transilvanean, dar și om pus pe șotii, Radu Ciordaș ne umple inima de bucurie și de surprize neașteptate. Zice gura târgului că se va apuca de cântat operă și hip-hop. Ce este adevărat și ce nu, aflăm din gura artistului, care ne calcă pragul în această dimineață. Stați aici! E mai supărat pe lume, la 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 la, mai bine îi dau altul nume, la 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 la. Jocare, bătătură și cu o strigătură, să ne veselim cu nemuritor e folclorul și artiștii care își pun sufletul în cântec. Aflăm secrete de familie și obiceiuri neștiute din casa artiștilor Simona Bănică și nemuritorii, care nu mai au cale de scăpare. Vom afla cine cântă în casele lor, cocoșul sau găina. Rămâneți pe Etno TV! Iauzi, 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 iauzi cum mai joacă, flăcăii va zârba roată. Iauzi, 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 parcă sunt pe ață, firar mama ei de viață. Bună dimineața, Lavinia! Bună dimineața, oameni buni, oameni dragi, oameni minunați! Draga mea, Lavinia, suntem în direct! Aș fi dansat un pic în această dimineață, pentru că, nu-i așa, am revenit la viață! Bună dimineața, Mihalis! Bună dimineața, doamnelor, domnilor! Bună dimineața, colegilor noștri! Mi-a fost dor! Păi da, mi-a fost dor de dumneavoastră, mi-a fost dor de colegii noștri. Suntem în direct, doamnelor și domnilor. Băi, Vancea, dar în ce formă ești? Bala 2, bala 3, joci tenis cu noi azi. Bun, bun, îmi place. Mingea e la noi în fileu. Mingea e la noi, da. Dacă dăm un as, am rezolvat problema. Doamnelor, domnilor, am revenit la petrecerile noastre. Da, 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 suntem în direct cu dumneavoastră. Puteți să ne trimiteți mesaje. Le așteptăm cu mare drag. Da, 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 ne era dor de dumneavoastră. Mai zici și tu, da, 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 ceva. Da, 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 cum să nu, cum să... Da, doamnelor și domnilor, să știți că ne-a fost foarte dor de dumneavoastră. Și astăzi v-am pregătit o emisiune extraordinară. Suntem puși pe fapte mari. Suntem energici și, apropo de energie, vine astăzi pe la noi o prietenă foarte bună, ne-a fost dor de ea, vine cu produse extraordinare de fiecare dată și abia așteptăm să le spună și telespectatorilor cu ce produse. Da, Cătălina Botoșineanu va fi alături de noi, doamnelor și domnilor, pentru că nu e așa. Dacă noi am revenit cu energie, am revenit cu toți prietenii noștri alături de noi. În fiecare miercuri dimineață, Cătălina ne aduce produse extraordinar de bune, dar și oferte minunate, pentru că nu e așa, doar la Matinal și Populari avem cele mai mari reduceri. Avem și noi o ofertă pentru dumneavoastră. Vă invităm muzicală să stați alături de noi până la orele 12, pentru că v-am pregătit surprize, așa, doamnelor și domnilor. Vin astăzi pe la noi nemuritorii! Ne-or aduce covriș de Buzău, sper. Dacă nu, măcar niște cârnați de pleșcoi, pentru că nu e așa, doamnelor și domnilor. N-am mâncat de ceva vreme în diminețile. Micul dejun, doar un pic a fost micul dejun, dar acum... La camera 3. La este... camera, da, 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 da. Tu ai mâncat ceva în această vacanță minunată dimineață? Eu, da. Nu se vede? Nu. M-am împlinit? Nu, ai slăbit, no, draga mea, ai slăbit, ești. Doamnelor, domnilor, în special domnilor, mulțumesc, vă rugăm frumos, trimiteți-ne mesaje, cine a slăbit mai mult, eu sau Lavinia? N-ai văzut că ne-au scris oamenii pe Facebook-ul nostru: măi, Mihalis, ești frumușel, mi se pare că ai mai slăbit, mi-au scris și mie frumos în privat. Frumos sunt, așa spunea și mama, era singura.
Așa este că al tău coleg frumos Mihalis a slăbit. Da, doamnelor și domnilor, da, a slăbit colegul meu Mihalis. Șoc, șoc, șoc. Intelectual am slăbit, doamnelor și domnilor, și doar în coate și genunchi. Dar sper să trec și la abdomene. Multe. Aici trebuie să fac abdomene încă două vieți și tot nu se duc cei 6 copii pe care îi port în minunatul pântec. Să fie sănătoși. La 2. La camera 2. Te rog, să fie sănătoși. 3, 2. Să ne aduce și o rachetă și mingi, pentru că este și US Open în această perioadă. Și putem juca. Și să fii în formă? Da. Dacă am avea concediu, ar trebui să facem așa, draga mea, Lavinia, ca să meargă bine treaba. Da, cum ar trebui, că eu notez tot și să auză cine trebuie. Da. Așa. Ce-i cu fotoliu? Nu vreau să mă așez, Vâncică, nu mă trage fotoliu. Mi-am simțit așa o nevoie, zic, Doamne, ce surpriză voi avea când voi ajunge dimineața. Un fotoliu mai înalt, unde nu voi sta cocoșat și nu mai pot pe acest jilț. Nu, nu. Taie în camere multe, Vâncică, astăzi. Aceasta este surpriza noastră în direct cu dumneavoastră. Dar, trebuie să-i dăm o pauză lui Vâncică. Da. Ia că mai venit cineva în regie. Neața, le spunem tuturor. Mai luăm o pauză, doamnelor și domnilor, pentru că pauzele lungi și dese sunt cheia marilor succese. Dar revenim imediat, revenim. Ne cântă Petrica, nu știu ce a revenit succesul, dragă mea. Joc și eu, că e hor în satul meu. Azi în sat e sărbătoare, jucăm toți cu mic cu mare. Treci mândră podul Luganțu și vino să jucăm danțul. Legănaci fără teamă ca la Baia de leagă-ne-te pe picior. Jucați după torogoată, hai cu hora legănată. Treci mândră podul Luganțu și vino să jucăm danțul. Legănaci fără frică, asta-i danțul lui Petrică. Repejor, leagă-te pe picior, dar nu așa ca Vasile, care-i beat de două zile. De la brâu să leagănă și la joc să împiedică, și tot dați-l îl încurcă. Vasile, ne dai de furcă, mă! Saltă mândră poalile ca să-ți văd picioarele. Reprezentant de seamă a folclorului transilvanean, dar și om pus pe șotii, Radu Ciordaș ne umple inima de bucurie și de surprize neașteptate. Zice gura târgului că se va apuca de cântat operă și hip-hop. Ce este adevărat și ce nu, aflăm din gura artistului, care ne calcă pragul în această dimineață. Stați aici! E mai supărat în lume, la, mai bine dau altul nume, la. Jocare, bătătură și cu strigătură, să ne veselim cu nemuritor e folclorul și artiștii care își pun sufletul în cântec. Aflăm secrete de familie și obiceiuri neștiute din casa artiștilor Simona Bănică și nemuritorii, care nu mai au cale de scăpare. Vom afla cine cântă în casele lor, cocoșul sau găina. Rămâneți pe Etno TV! Iauzi, auzi, 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 auzi cum mai joacă, flăcăii va zârba roată. Iauzi, auzi, 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 parcă sunt pe ață, chiar mama ei de viață.
Reprezentant de seamă a folclorului transilvanean, dar și om pus pe șotii, Radu Ciordaș ne umple inima de bucurie și de surprize neașteptate. Zice gura târgului că se va apuca de cântat operă și hip-hop. Ce este adevărat și ce nu, aflăm din gura artistului, care ne calcă pragul în această dimineață. Stați aici! E mai supărat pe lume, la, mai bine îi dau altul nume, la. Jocă-ne bătătură și cu o strigătură, să ne veselim cu nemuritor e folclorul și artiștii care își pun sufletul în cântec. Aflăm secrete de familie și obiceiuri neștiute din casa artiștilor Simona Bănică și nemuritorii, care nu mai au cale de scăpare. Vom afla cine cântă în casele lor, cocoșul sau găina. Rămâneți pe Etno TV! Iauzi, auzi, 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 auzi cum mai joacă, flăcăii va zârba roată. Iauzi, auzi, 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 parcă sunt pe ață, firar mama ei de viață. Bravo! Bună dimineața, Gigi Balea!
Bogdan! Bună dimineața, bună dimineața și bine m-am regăsit. Ai lângă noi pe Turcoazică, ce dor îmi era. Bine ați venit și mi-a făcut de voi. Și bună noi dimineața, ne bucurăm. Gigi, bine ai revenit pe la noi, prietenul nostru cel mai de nădejde, doamnelor și domnilor. Să știi că ne-a fost tare dor de tine. Și mie, și mi-a fost. Deși ne-am întâlnit și în prima emisiune de sezon nou, dar trebuie să recunoaștem în fața telespectatorilor că am filmat-o la Snagov cu vreo săptămână și ceva în urmă. Așa este. Pentru că am vrut să fim într-un decor mirific, astfel încât noul sezon matinal și popular să înceapă așa cu o petrecere pe cinste și am avut o audiență extraordinar de mare. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru că ați revenit în fața micilor ecrane și că sunteți alături de noi în fiecare dimineață. Prietenii noștri sunt și pe Facebook-ul nostru, pe Matinal și Popular. Am primit o mulțime de mesaje, doamnelor și domnilor. Și o poezie! Să știți că în momentul în care Gigi Bălan a cântat, noi am tras cu ochiul pe Facebook-ul nostru, am postat o fotografie frumoasă. Intrați și dumneavoastră acolo, dați-ne like-uri, trimiteți-ne inimioare și vrem să știm de dumneavoastră ce faceți. Pentru că ne era dor de dumneavoastră și vreau să citesc o poezie, pentru că Mariana Radu, prietena noastră dragă, a fost prima care ne-a trimis în această dimineață un mesaj la fotografia pe care noi am postat-o atât pe Facebook cât și pe Instagram, Matinal și Populari, suntem peste tot. Mariana ne scrie: bună dimineața, iuhu! Ce avem noi aici? Emisiunea cu lipici Matinal și Populari, sunteți senzaționali! Vă așteptam cu nerăbdare să-mi dați la cafea savoare! Foarte frumoasă poezie, doamnelor, domnilor, suntem foarte fericiți că ați revenit alături de noi, că simțiți că noi vă iubim și dumneavoastră ne iubiți pe noi. Așa este, dragul meu, Mihali, te pupăm, Mariana, vă pupăm pe toți cei care ne trimiteți mesaje. Vă citim mesaje. Dragi prieteni, din păcate avem și vești triste uneori, pentru că așa este viața. Cu un ochi râdem, de multe ori cu un ochi poate plângem. Toamna a venit cu o veste tristă pentru noi, pentru artiști, pentru că zilele trecute domnul profesor Ștefan Vlad, un alt bun prieten al emisiunii noastre, Matinal și Populari, a plecat dintre noi. Vrem să transmitem și noi condoleanțe familiei, ne pare extraordinar de rău și... Chiar ne pare foarte rău. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească și îi spunem încă o dată drum lin spre stelele frumoase care răsar deasupra Dobrogei. Domnul, ne lipsește domnul profesor Ștefan Vlad, un om extraordinar de bun, cu un suflet extraordinar de mare, pentru că trebuie să le spunem telespectatorilor, la fiecare sărbătoare pe care atât calendarul ortodox, cât și sărbătorile pe care noi le avem, domnul profesor Ștefan Vlad era în platoul nostru și ne povestea amănunțit despre fiecare sărbătoare în parte, despre fiecare obicei, despre tradiții, lucruri pe care oamenii în ziua de azi le uită sau nici măcar nu mai vor să le învețe așa ca la carte. Și am vrut să treacă ceva timp, pentru că trebuie să spunem la vinia că noi am fost șocați de această veste. Pentru că putem spune că maestru și profesorul Ștefan Vlad era tânăr, era în putere, era extraordinar de bine, se simțea bine și cu siguranță ar mai fi avut ce să ne învețe. Așa este. Foarte multe lucruri am învățat de la domnul profesor Ștefan Vlad și să știi că un lucru trebuie să-l știe toți cei de acasă. Domnia sa ne-a învățat pe toți că niciodată nu este prea târziu să ne atingem visul. Să sperăm în visul nostru că poate deveni realitate. Dânsul a iubit muzica populară și folclorul și a îndrumat foarte, foarte mulți tineri. Să știi că domnia sa a apărut în fața publicului un pic mai târziu. Și asta înseamnă că a fost niciodată un luptător nu e prea și niciodată nu este prea târziu să luptăm pentru ceea ce ne dorim să facem și cu siguranță, cu perseverență, cu talent, cu ambiție și cred că putem să reușim cu toți. Așa este. Le mai spunem încă o dată copiilor dumnealui, familiei, prietenilor, condoleanțe. Și ori de câte ori vom avea
posibilitatea și ocazia. Noi îi vom păstra vie memoria aici, la Matinal și Popular, pentru că era prietenul nostru drag. Să ne veselim cu foc.
Nemuritor e folclorul și artiștii care își pun sufletul în cântec. Aflăm secrete de familie și obiceiuri neștiute din casa artiștilor Simona Bănică și Nemuritorii, care nu mai au cale de scăpare. Vom afla cine cântă în casele lor, cocoșul sau găina. Rămâneți pe Etno TV! Iauzi, 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 iauzi cum mă joacă, flăcăii va zârba roată. Iauzi, 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 parcă sunt pe ață, firar mama ei de viață. Reprezentant de seamă a folclorului transilvanean, dar și om pus pe șotii, Radu Ciordaș ne umple inima de bucurie și de surprize neașteptate. Zice gura târgului că se va apuca de cântat operă și hip-hop. Ce este adevărat și ce nu, aflăm din gura artistului, care ne calcă pragul în această dimineață. Stați aici! E mai supărat în lume, la, 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 mai bine revenit, dragi prieteni, din publicitate. Suntem împreună cu dumneavoastră. Suntem la Matinal și Populari în direct. Ce am făcut noi în pauza de publicitate? Am citit mesajele de la voi. Vă mulțumim tuturor. Vrem să vă salutăm pe toți, să vă trimitem inimioare, să vă trimitem pupici, să vă spunem că vă iubim extraordinar de mult. Ce ne-am face noi fără oamenii noștri care ne scriu și ne apreciază în fiecare zi? Sunt prietenii noștri, sunt familia noastră aici la Etno TV. Doamnelor, domnilor, nu uitați că Etno TV este televiziunea tuturor românilor, așa că dacă aveți talente ascunse sau vreți să vă împliniți un vis, noi aici la Matinal și Populari avem porțile deschise pentru fiecare dintre dumneavoastră. În această dimineață avem porțile deschise și pentru prietenul nostru, drag Gigi Bălan. Îți mai spunem încă o dată bună dimineața. Ne-ai cântat o melodie foarte frumoasă, așa ca la petrecere, ne este dor așa de petrecere. Așa ca de nuntă. Ca de nuntă. Bună dimineața încă o dată pentru cei de acasă. Salut și o familie, băiatul, fetița. Apropo de familie, Gigi, știm că tu ai o familie foarte frumoasă, ai și un băiat și o fată să străiască. Copiii tăi iubesc la fel ca tine muzica populară? Da, păi amândoi sunt violonisti, adică... Ce frumos! Fica are 16 ani și se numește... Ana Maria Bălan. Te pupăm, Ana Maria. Ana Maria, te pupăm. Și băiatul 22. Da. Răzvan Bălan, îl cunosc. Da, a fost cu noi aici. Dar vrem să-i salutăm și pe ei. Hai să salutăm și soția, să nu o lăsăm. Bineînțeles, o salutăm și pe ea, o pupăm. O cheamă cum? Ioana Bălan. Doamna Ioana, vă salutăm și pe dumneavoastră. Și de ce nu, poate într-o dimineață ne face o surpriză și vii cu toată familia aici la noi, la Matinal și Popular, pentru că nouă ne plac poveștile de familie. Și pentru că ne plac poveștile de familie, vreau să știu cum ți-ai cunoscut soția. Da. Prima serie mea. Acum câți ani? 26 de ani. Acum 26 de ani, prin prisma meseriei tale de artist, gingaș frumos. Ce ai cântat, care Gigi, de-ai cucerit-o? S-a prezentat la eveniment. Ia ce făcea acolo. Cum să vă spun, era verișoara lui Ginerică. Era verișoara lui Ginerică. Și de acolo ne-am băgat așa în discuții și a fost ai să fie. Ai pus ochii pe verișoara lui Ginerică. Am pus ochii pe verișoara lui Ginerică. Ți-a plăcut prea mult nunta și ai spus, hai că dacă... prea mult și chiar ne-am plăcut de la prima, adică... Auzi, la Ginerică de la nunta aia, vărul cum ar veni, v-a fost naș după aia, dacă la nunta lui s-a întâmplat miracolul? Nu, dar mă rău nu zic, măi, din cauza voi sunteți bine, din cauza mea, adică datorită mie. Așa sunteți este. Voi împreună și fericiți. Da, așa este. Și îți aduce aminte cum ai cucerit-o sau ce ai spus? Știi că noi suntem mai vrăjitori, așa, bărbații de felul nostru, mai vrăjim, mai suflăm în ureche, nu, la început mai eram așa, adică eram... Ai plimbat, ai umflat gleznele în parc? Păi, normal. Taton, ce zice? Bravo, zice. Bravo, Lavinia. Ți-a prins bine vacanța. A tatonat terenul. Ți-a prins. Am mai fi stat vreo lună în vacanță, dar trebuie să spunem adevărul. Că mi-e somn. Spun, în pauză m-a sunat Gore Belaschi, l-a salutat. Îl salutăm și noi pe Gore. Îl salutăm și noi pe Gore și l-așteptăm alături de noi. Cristian Rizescu.
Cristi Rizescu, vreau să vă spun ceva, doamnelor și domnilor. Am fost săptămâna trecută 4 zile la mare, am avut și 2 spectacole și mi-a scris Cristi un mesaj, am postat o fotografie și m-a invitat acolo unde presta, pentru că Cristi, trebuie să le spunem telespectatorilor, a avut foarte multe cântări pe litoral în această vară, vară care de 2 zile se prelungește și în această toamnă frumoasă și minunată, și m-a invitat și nu am apucat să-i onorez invitația, dar îl invităm noi aici la Matinal și Popular și sper să ne onoreze și să vezi că invitația. Corect, vine, va veni, va veni. Vine că a promis. Da, a promis. Este un băiat extraordinar, da. Mie mi-e tare drag Cristi Rizescu. Da, este un om deosebit. Și ai fost în concediu? Vigilie m-a sunat și el vrea să vină și el cu noi să facem cu toții emisiune, cu toții. Cu păi, ba, nu facem noi emisiuni dor frumoase. Și de Vali Vigilie și îl salutăm și pe el. Ne plac foarte mult melodiile lui, dar și melodiile tale ne plac. Și vrem să invităm pe telespectatorii noștri de acasă să intre și pe pagina ta de Facebook, Gigi Bălan, ești pe Facebook, da? Da. Și pe canalul YouTube. YouTube, tot Gigi Bălan. Tot Gigi Bălan. Intrați, Instagram, doamnelor și domnilor, că e gratis. Gigi Bălan. Gigi Bălan și Instagram, TikTok. Da, nu. Nu, e timpul. Trebuie, n-am făcut de mult un TikTok. La vine astăzi trebuie să ne mai muțărim un pic și pe telefon. Trebuie să prin aplicații, oare mai am TikTok-ul? L-am eu, stai liniștită, sunt îmi place TikTok-ul. Am făcut un singur TikTok toată vara. Pentru că înainte făceam împreună TikTok-uri aici la emisiune, dar doamnelor, domnilor, am revenit. O să ne răsfățăm cu TikTok-uri și pe noi și pe dumneavoastră. Gigi, ai fost în vacanță în vara asta? Pentru da, că nu e așa, am fost, cântările am fost, au fost mai, mai de vară, cum s-ar mai spune. Mai de vară, da. Am fost la Mamaia, la mare. Ai fost la mare? Ai fost la soare? Da, da. Dacă ai cântat pe la mare? Ai nimerit așa la... Sincer, am fost, da. Am fost și la un botez și câteva zile am stat pe acolo. Ai stat la mare? Da. Cu întreaga familie? Da, cu familia, da. Bine, fără băiat. Doar soția băiatul și fata. 22, acum nu mai bine cu tati. Nu mai merge cu mami lui... și cu tati. Așa, e cu Gagica. Dar Roxana Zava. E cu voi și salutăm. Dragul meu, Mihalis, uite, vezi ce noroc avem noi cu Facebook-ul și ne amintim și de zilele de naștere ale prietenilor noștri. Bună. Este mare sărbătoare în familia prietenilor din trupa Alesis. Din trupa Alesis. Alina, draga noastră, îți spunem la mulți ani, să ne trăiești, să fii fericită, să fii sănătoasă și abia vă așteptăm și pe voi în cadrul emisiunii noastre aici la Matinal și Populari. Alina, te pup, să ai parte de tot ce-ți dorești și cu siguranță Romeo astăzi ți-a pregătit surprize, de aceea nu răspunzi la telefon, dar să știi că noi o să insistăm. Până la ora 12, așa că dacă cumva te uiți și cu siguranță te uiți la Matinal și Popular, că n-ai avea unde să te uiți în altă parte, dacă ai zapa sau ai luat telecomanda, nu există emisiune mai interactivă, mai calitativă decât Matinal și Popular. Pentru că am revenit în forță, suntem nevorbiți și vorbim multe. La vine azi dau legătura. Da, mulțumesc că pentru legătură am preluat legătura de pătrunjel, de ce-o fi ea, și vreau să-i dau legătura colegului și prietenului nostru Gigi Bălan, care bineînțeles că trebuie să își anunțe fanii ce face în viitor. Data trecută când ai fost la noi, Gigi, ne-ai spus că ai proiecte și că ți-ai dorit foarte mult să înregistrezi melodii și cu alți artiști, să mai faci duete, da. Cu ce ieșim noi nou pe piață în toamna aceasta, în iarnă, cu ce ne surprindem fanii? Mai am câteva melodii, să termin volumul 7. Oho, meu, volumul 7? Da, da. Și vreau să fac câteva melodii, un duet cu Cristi, am vorbit cu domnul Palelu, surprize. Cu surprize. Surprize, doamnelor și domnilor, vă pregătește Gigi Bălan. Și surprizele unde credeți că vor fi lansate? La cea mai tare emisiune de divertisment matinală, Matinal și Populari. Bineînțeles, nu în altă parte. Bineînțeles. Eu nu, nici nu stă la discuție. Te gândești adică, așa, Gigi, să abordezi și alte genuri muzicale? Da. Pentru că eu bănuiesc că tu la toate evenimentele, petrecerile private la care participi, cânti și muzică populară, reggaeton, cânti și reggaeton, hip-hop, pentru că am văzut pe teaser că Radu Ciordaș, care urmează la noi la Matinal și Populari, s-apucă de operă și de hip-hop, adică fiecare artist, la un moment dat și eu vreau să fac un și noi facem hop-hop?
Hop, hop, la... hop. Da, în pauza de publicitate mă faci acum, hop, hop. Acum, hop, hop, în pauza de publicitate și... Non-stop. Revenim, doamnelor și domnilor, stați cu noi. Nemuritor e folclorul și artiștii care își pun sufletul în cântec. Aflăm secrete de familie și obiceiuri neștiute din casa artiștilor Simona Bănică și Nemuritorii, care nu mai au cale de scăpare. Vom afla cine cântă în casele lor, cocoșul sau găina. Rămâneți pe Etno TV! Iauzi, auzi, 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 auzi cum mai joacă, flăcăiva zârba roată. Iauzi, auzi, 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 parcă sunt pe ață, chirar mama ei de viață. Reprezentant de seamă a folclorului transilvanean, dar și om pus pe șotii, Radu Ciordaș ne umple inima de bucurie și de surprize neașteptate. Zice gura târgului că se va apuca de cântat operă și hip-hop. Ce este adevărat și ce nu, aflăm din gura artistului, care ne calcă pragul în această dimineață. Stați aici! E mai supărat pe lume, la, mai bine dau altul nume, la. Doamnelor, domnilor, suntem la... matinal și populari. Am revenit, suntem în direct cu dumneavoastră și cu mesajele de la dumneavoastră. Știi, draga mea Lavinia, cine ne urmărește în această dimineață, ca în fiecare dimineață de altfel, pentru cine, că cine? Și-a păstrat obiceiul. Doamna Valeria Arnăutu, vă salutăm, doamna Valeria Arnăutu, nu mai știu unde să mă uit, Văncică este astăzi foarte creativ. Doamna Valeria Arnăutu dă petrecere mare, dog party. Așa ne scrie. Este ziua lui Mini astăzi? Da, împlinește 2 ani. Vai, minișor, să știi că spunem și noi la mulți ani din partea întregii noastre echipe și abia vă așteptăm, doamna Valeria Arnăutu și pe dumneavoastră, să reveniți în cadrul emisiunii noastre aici la Matinari și Populari și cu siguranță veți veni și cu Mini și cu Papi și lăsați că avem noi grijă să petrecem luni. Atunci. Pe 7 luni vor fi la noi, la Matinal și Populari. Am primit și fotografia cu tortul lui Mini. Da, este în formă de inimioară. Mini, ham, 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 ham. Adică la mulți ani pe limba ta. Papi, te salutăm și pe tine, tatălui. Să nu fii gelos, papi. Nu, că și este pe tine mândru te de fica lui. E mândru de fica lui. Suntem în continuare și cu prietenul nostru Gigi Bălan la Matinal și Popular, draga mea Lavinia. Prietenii noștri ne-au trimis o mulțime de mesaje, mesaje frumoase. Le-am citit. Ai văzut, doamna Mariana Pădure este alături de noi ca în fiecare dimineață și ne spune: bună dimineața frumoșilor, sunteți simpatici și drăgălași. Vă iubesc și țin la voi ca la copiii mei. Vă văd acum în direct, mi-era dor de voi. Vreau tanti Mariana de la Vaslui. Vreau să salutăm și pe doamna Ștefana Popescu. Vreau să-l salutăm. Ai și fost pe mai domnul Marin Micăuța. Așa mi-a zis doamna Ștefana Popescu, Lavinia, în prima ediție ai fost mai năzdrăvană decât năzdrăvanul de Mihalis. Pentru că ai jucat și pentru că ai dansat și pentru că și pentru că. Vrem să o salutăm și pe doamna Sultana Călin, pe domnul Gelu Antigelu. O, bună dimineața! Și pe, soția, și pe doamna Monica. Și pe soția lui, pe doamna Monica. Nica, Adriana Vasilică. Toți prietenii noștri sunt. Pop Andreea Elena, Elena Milica Anton, Tabără, Lena Geta Vieru. Cuzea. Doamne, toți prietenii noștri sunt alături de noi. Elena Anton, Luminița Carp, Costan Maria, Lena Vieru, Tatiana Drăghici, Ioana Nicu.
vezi la vine Trufan Elena, Iacob Dorina, Elena Fircă. O, ce mai faceți, doamna Fircă? Ce mai face soțul dumneavoastră? Ce ați mai gătit? Ia mai scrieți-ne mai des. Mulțumim! Uite și doamna Dida Iureș e alături de noi. Mihaela Tudosă, Petra Diaconescu, Mioara Dobre, Dumitru Iordana Sisea, Zoica Dimancescu, toată lumea la vine a venit doamne, alături doamne, de noi. Doamne, doamne, câte mesaje Cerasela, primim. Chiață. Câte mesaje primim de la dumneavoastră și foarte multe și mesaje ne scriu. În privat, atât pe Facebook-ul nostru, cât și pe Matinal și Populari. Vă mulțumim din doamna suflet Nina Șelaru tuturor. E alături de noi. Doamna Nina Șelaru mereu ne trimite mesaje dimineața. Vedeți că nu v-am uitat nici noi, nici dumneavoastră nu ne-ați uitat pe noi, nici noi pe dumneavoastră. Mihaela Stani alături de noi, Viorica Turea, Maria Porojan, Viorica Ciocan, Nică Crina, Maria Mihăilă și alături de noi Gigi Bălan. Gigi Bălan n-a venit singur. Ca de fiecare dată, el vine cu foarte mulți prieteni la noi, la Matinal și Popular. Draga pentru mea, Lavinia. Universul lui... Adevăr, așa este. Are foarte mulți prieteni. Univers de la Mizil. Marchia Univers de la Mizil, doamnelor și domnilor. N-a venit Gigi Bălan nici de data aceasta cu mâna goală. A venit cu prieteni buni, cu oameni talentați. E, lăsați că pentru data viitoare oamenii știu cum să... Ai văzut că am adus furculițe dimineață. Vezi ce înseamnă să lipsești un pic? Uită oamenii cum... Formația Univers cântă chiar acum!
Și formația Univers. Univers. Univers de la Mizil, nu de oriunde. Bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața! Și bine ați venit la Matinal și Populari. Bine v-am găsit și ne bucurăm că suntem la dumneavoastră în emisiune pentru prima dată. Și noi ne bucurăm să vă cunoaștem și să ne facem prieteni noi. Vă rog, domnul Marian, prezentați-ne fiecare membru al formației Univers. Bănuiesc că sunteți ca o familie frumoasă, cu multe evenimente, cu cântări... Doamne ajută să fie! Numai așa să spunem, să le atragem. Să fie toamna bogată, să fie bine, să fie foarte să bine. Să fie ca în filme. Așa cum ați spus, Univers. Suntem exact o familie. Și vreau să ne prezentați pe fiecare în parte. La acordeon... La acordeon, Marcel Banu, e cumnatul meu. La vioară, Valentin Gălderaru, nepotul meu. Bună dimineața! Bună dimineața! Adrian Iepurescu, nepotul meu. Și mai urmează și Liliana Banu. Asta voiam să vă întreb. Dacă în universul acesta frumos muzical are loc și o doamnă frumoasă, și pentru că așa e frumos. Și suntem de foarte mulți ani în aceeași formulă. Ce frumos! Da. Asta înseamnă să te înțelegi și asta înseamnă, draga mea Lavinia, să ai familie numeroasă. Să-ți găsești și nepotul și nepoata și finul și nașul și ginerele și cuscru de cu mătru vitreg. Dacă iei pe toți așa, poți să-ți faci o oareșcare. Și ai bază în oameni, pentru că fac parte din familia ta și îi cunoști și știi cum să lucrezi cu ei. E greu să lucrezi cu omul. Ia să vedem dacă lucrează domnii pe Facebook, pe Instagram, pe canalul de YouTube. Unde vă găsește popular? Dragii noștri prieteni care în fiecare dimineață se trezesc la 8.40, ca la 9 fix să fie în fața, în fața televizoarelor și noi în fața și camerelor. Și noi în fața camerelor. Și a cămărilor ne-am dorit în curând să primim știi niște zacuscă picantă. Știi că ieri, în emisiunea de ieri, ți-am promis că trebuie să facem o cămară aici la noi, ne la Matinal foame, și Băncică, și ție. Lasă că-ți dăm și ție. Covrigi, mănânci, Băncică. Bun și ăia. Ai primit deja? Zic, cu ajutorul lui Dumnezeu mâncăm de toate. Vezi ce noroc ai tu cu noi, dar să trecem la prietenii noștri care au și Facebook și Instagram și canal de YouTube și vrem să vă invităm pe toți cei de acasă să dați o fugă și pe paginile lor. Domnul Marian, vă rog frumos, adresați-le invitația telespectatorilor să vă contacteze pe Facebook, cum vă găsesc? În primul rând vreau să vă spun că noi vă urmărim pe Facebook în fiecare zi. Vă mulțumim tare mult. Ne place foarte mult dumneavoastră. Ce vă place cel mai mult la noi? Ia. Sunteți adevărați. Suntem naturali. Sunteți plini de viață. Vă mulțumim tare mult. Și energie. Da. Asta înseamnă. Da. Misa, poate este unul dintre cele mai frumoase complimente pe care noi le-am primit de când suntem la Matinal și Popular. Pentru că suntem naturali. Suntem adevărați.
Doamnelor și domnilor, existăm! Mult, sigur că da. Vă mulțumim tare mult! Vă mulțumim din suflet! Facebook, Formația Univers Oficial, pe YouTube, pe site-ul nostru. Formația Univers Oficial, da. Peste tot, doamnelor peste și domnilor, tot, da. Căutați-i pe noi noștri prieteni care de acum încolo vor veni mai des la Matinal și Populari, sperăm. Drumul sigur nu este atât de greu de la Mizil până la București, câte ore ați făcut? Aproape o oră jumătate. Pe o oră jumătate, chiar este parfum. Eu atât fac dimineața în București, de la mine de acasă până aici. Dragul meu, Mihai, te scot într-o pauză de publicitate și în timpul acesta dăm și noi o fugă pe canalul prietenilor noștri. Da, păi da, cum revenim imediat. Reprezentant de seamă a folclorului transilvanean, dar și om pus pe șotii, Radu Ciordaș ne umple inima de bucurie și de surprize neașteptate. Zice gura târgului că se va apuca de cântat operă și hip-hop. Ce este adevărat și ce nu, aflăm din gura artistului, care ne calcă pragul în această dimineață. Stați aici! E mai supărat pe lume, la, mai bine dau altul nume, la. Nemuritor e folclorul și artiștii care își pun sufletul în cântec. Aflăm secrete de familie și obiceiuri neștiute din casa artiștilor Simona Bănică și Nemuritorii, care nu mai au cale de scăpare. Vom afla cine cântă în casele lor, cocoșul sau găina. Rămâneți pe Etno TV! Iauzi, auzi, 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 auzi cum mă joacă, flăcăii va zârba roată. Iauzi, auzi, 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 parcă sunt pe ață, firar mama ei de viață. Reprezentant de seamă a folclorului transilvanean, dar și om pus pe șotii, Radu Ciordaș ne umple inima de bucurie și de surprize neașteptate. Zice gura târgului că se va apuca de cântat operă și hip-hop. Ce este adevărat și ce nu, aflăm din gura artistului, care ne calcă pragul în această dimineață. Stați aici! E mai supărat pe lume, la, mai bine dau altul nume, la. Mă doboară o boală grea, măi, dorul
seară la Brăilița, mi-a furat alții puicuța, aș da cai și căruța, n-o mai să-i sărbătorița draga mea. Aș da cai și căruța, n-o mai să-i sărbătorița, na-na-na, dorule, na, te-ai pus la inima mea, măi, draga mea. Să-i sărut gurița, draga mea. Aș da cai și căruța, n-o mai să-i sărut gurița, na-na-na, dorule, na, te-ai pus la inima mea, măi, draga mea. Să-i sărut gurița, draga mea. Aș da cai și căruța, n-o mai să-i sărut gurița, na-na-na, dorule, na, te-ai pus la inima mea, măi, draga mea. Thank you.
Și ai un suflet bun.
și neamuri alese, vine vășa de la mese, când ce uniți cu bucurie, cum vin sau rătie. Suntem cu cei dragi la masă, de nimic nu ne mai pasă, dar ascultăm lăutarul și să mai ciumim paharul. Uite așa-i frumos și bine și tot așa o vom ține, până când zorii se lasă, nu pleacă nimeni acasă. Hai noroc și Doamne ajută să avem sănătate multă, peste 100 de ani iară să fim toți ca-n astăseară. Matinal și populari, i-am ascultat așa în ordine după pauza de publicitate pe Liliana Banu, Loredana Banu și Marian Răducanu, soliștii formației Univers. Le mulțumim tare mult pentru că în această dimineață au fost alături de noi. Doamnelor, domnilor, trebuie neapărat să intrați pe Facebook-ul lor, îi găsiți acolo pe toți formația Univers de la Mizil, dar vreți să le spunem bună dimineața, doamnelor frumoaselor, parcă ați fi surori. Da. Mulțumim foarte mult, e fica mea. Să vă trăiască. Mamă și fică. O adevărată familie muzicală. Domnul de la Vioară fiind soțul frumoasei fiice. Nici doamna nu a venit singură, bineînțeles, este cu soțul, acordeonistul formației. Mai am și un frate aici. Și fratele. O familie muzicală. Vă așteptăm, dragilor, ori mulțumim. De câte ori aveți voi vreme să veniți la Matinal și Populari. Mulțumim. Cu multă plăcere. Vă mai așteptăm cu mare drag. Îi mulțumim și lui Gigi Bălan, Doamne, prietenul ajută. Nostru drag, pe care și îl mai așteptăm la Matinal și Popular, pentru că ne-a promis surprize. Și surprizele se lansează doar la noi, la superbul nostru matinal. Am o surpriză pentru tine, dragul meu, Mihalis, da, Andreea, alături de Marin. Noi în platoul nostru frumos.
cine crezi tu că a venit? Cine a venit? Soții Ciobanu au venit astăzi pe la noi, tocmai de la mare, doamnelor și domnilor. Te invit aici. Este șansa ta. Bună dimineața, dragilor. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Ne bucurăm din toată inima să fim alături de dumneavoastră, dar și cei de acasă. Gabriela și Ionuș Ciobanu, doamnelor, domnilor. Bună dimineața, Ionuț, tot așa? Să trăiți! Pe soția ta să vorbească înainte? Bună dimineața, așa e normal, zic eu, să vorbească întâi viitoarea mea soție. Oricum el vorbește rar când prinde da. Soția, microfonul s-a terminat, băieții oricum... Acum fiind... acum este disciplinat, da, disciplinat la asta da. Mai disciplinat. Da. Mai, și mai disciplinat. Și mai. Asta înseamnă că vorbește și mai rar. Da. Da. Cât îmi permite soția. Cum este noua ta misiune, noua ta job? Vă mulțumesc de întrebare. Încă sunt confuz cu... noul job, să zic așa. Îmi place ceea ce fac. Mi-a plăcut. Ce ești, de fapt? Să le spunem și telespectatorilor. Păi, de fapt și de fapt, sunt un soldat zvec, dacă știți dumneavoastră. Știu, dacă știu, știu, filmul. Știu, știu. Dumneavoastră, domnul Mihai. Da, da, doamna modelatoare Lavinia. Domnul modelator, doamna modelatoare. SGP, simplu, soldat grata profesionist, cum se zice. Și ți-ai dorit foarte tare să devii un soldat, un apărător al acestei țări minunate, pentru că tu, împreună cu soția ta, cântați despre România, despre români, despre tradiții, despre obiceiuri, despre nuntă, despre botez, despre dragoste. Am o întrebare. Da. Când Gabriela Ciobanu spune așa, Ionuț, du-te să duci gunoiul. Cum răspunde Ionuț? Da, am înțeles. Am înțeles să trăiți. Am înțeles să trăiți. Foarte. Sunt prietenii noștri dragi. Noi ținem foarte mult la ei, doamnelor și domnilor. Și vreau să mergeți la scenă. Încet, încet, pentru că nu ați venit doar să ne spuneți să trăiți și am stabilit, nu mai vorbim cu dumneavoastră. Am înțeles. Pentru că suntem tineri, eu am 22 de ani, Lavinia e mai mare, 23. Am înțeles, am înțeles, să trăiți, să trăiți. Înțeles. Domnul modelator la scenă, da, modelator. Este prietenul nostru, domnul Miele Bibescu. Bună dimineața! Bună dimineața, vă salut! Bună dimineața, dragilor, bine ați revenit! Mâna. Salut mâna! Bună dimineața, bună dimineața! Bine ați revenit la noi, la Matinal și Popular. Pe rapide vreau pe rapide. Să îi prezentați pe cei... Păi îi știți? Normal! Îi știm, îi știm, dar Radu trebuie Clipa. Să ne mai prezentați. Radu Clipa. Sorin Nicolescu. Bună dimineața! Sorin și, nu în ultimul rând, baza mea, cel mai bun prieten al meu. Vreau tu să vorbești, nu eu. Bună dimineața, numele meu este George Calofir. Bună dimineața și bine ai revenit! Ai văzut cine a intrat pe fereastră? Am văzut. Cine a intrat pe fereastră la noi, la Matinal și Popular, pentru că, nu-i așa, este specialist în a intra pe fereastră. Bună dimineața, Radu Ciordaș! Bună dimineața, Radu Ciordaș! Te invităm alături de noi. Nu, stau lângă fereastră că vine aer curat și ozonat și mie îmi place aici că e mult verde și mai bine stau la fereastră. Știi că eu am o piesă, la fereastră, la mândra. La fereastră, și cum cântă Radu Ciordaș la fereastră, la mândra? La fereastră, la mândra, la mândra, la mândra. Bate vântul când e pamăi, bate vântul când e pamăi. Pentru că ne e drag de tine și pentru că te iubim, Radu Ciordaș, te punem la cântat chiar acum. Vă mulțumim.
să-l ia flac când merea acasă, la 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 la. Capătești gură dulce, la 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 la. Lacrâșmar, lacrâșmar, nici prin a crede, să face, să face că nu o vede. Dar cine, Doamne, ar spune să facă rele din bune, la Doamne, nimeni nu-i să-i spuie creșmarul lui, la 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 la. Cele mi-am băut pune și rele, la 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 la. De un colo supărare, creșmărița ai mândrătare, la 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 la. Bravo! Radu Ciordaș, doamnelor și domnilor, uite așa mai nou, ca să fim în trend, bun, cum s-ar zice. Și am auzit că în trend ești și tu, Radu Ciordaș. Te cântă hip-hop. Nu e așa? Eu așa am auzit. Așa am operă zis și hip-hop, doamnelor și domnilor. Da, normal. Tot ce se aude e normal. Serios? Da, mi se pare normal. Cu cine ai singur ești pe hip-hop? Pentru că trebuie să-mi arăți și niște figuri, vreau să-mi văd. E o surpriză. E o surpriză? Da. Și vii data viitoare cu surpriza? Nu, surpriza dacă, este de gen masculin sau masculin, feminin? Masculin. Masculin? Da. Și o să fie un featuring? Așa se numește acum. Da. Da? Da. Și opera cum? Opera, mă rog, știm, te-am mai auzit. Cum opera, o să fie opera? Nu. Tot de gen masculin sau feminin? Nu, tot masculin. Tot. Păi îți dai seama că eu sunt bas bariton și va mai fi un bas. Super tare. Să iertați, să ne fie cu respect. Să ne fie cu respect. Mulțumim pentru emisiunea asta faină și voi sunteți niște copii faini. Noi îți mulțumim. Și abia aștept să vă revăd. Și noi de-abia așteptăm să te revedem și să treci mai des pe aici. Bine, cum viu în București, cum viu la voi? Da, hip-hop-ul. De-abia aștept să văd. Sau hop-hop-ul. Cu hop-hop-ul, cu siguranță vei veni de fiecare dată. Radu Ciordaș, și-ți mulțumim din suflet că ai trecut astăzi pe la noi. Te așteptăm cu surprizele tale pentru telespectatorii noștri. Doamne ajută! Cui sărută! Cui sărută și sporește, cui iubește! Soții Ciobanu! Soții Ciobanu! Muzica! Nici acum te iubesc, n-am ce-ți mai face, dar totul
faci cu mine? Că mi-e cam frică de tine. Una tot, una rămâne. De când lumea nu te ține, e că dragostea ne leagă și ne țin o viață întreagă. Una tot, una rămâne. De când lumea nu te ține, e că dragostea ne leagă și ne țin o viață întreagă. Senator, și după asemnătură să stau mult pe bătătură. Una tot, una rămâne. De când lumea nu te ține, de când dragostea ne leagă și ne țin o viață întreagă. Una tot, una rămâne. De când lumea nu te ține, de când dragostea ne leagă și ne țin o viață întreagă.
să meargă bine și o mândruță lângă mine că-s voinic. Și la vreo șapte pistoale când venite în ușa male străducin la Sfântul Soare că-s fai bun. Fiți alegea om bogat, într-o iarnă m-am rugat ca toți oamenii din sat, măi, hai inimule, să-mi dai mânăia și sare, să-ți scot copiii din foame, însă tu mai n-o la palme, hoțule. O veni vremea ca mâine, să pun măciuca pe tine, să te fac să-mi zici jupâne, că-ți hai bun. Și să fac din pielea ta o culez la arma mea, iar pielea de pe picioare s-o fac tocul la pistoare. Și populari. Bună dimineața și Simona Bănică. Bună dimineața, draga noastră frumoasă. Vă invităm, vă invităm. Bună dimineața și ne bucurăm să fim din nou alături de voi, dragilor. Așa, așa, faceți schimb. Facem rocada, da. Noroc că domn profesor a venit mai aproape acolo de Lavinia. Trage. Da, pentru că așa interacționăm noi cu toți invitații noștri. Noi avem magnet, în general. Avem magnet. Nu ne lăudăm, dar magnetul există. Există. Dacă, după cum ați observat, cei patru nemuritori au fost trei, Luca și Matei. A venit în locul colegului nostru Cornel soția și ne pare bine că este împreună cu noi. Ne pare rău pentru Cornel, este la grevă, cred că s-a legat deja cu lanțuri la prefectură. După ce plecăm, ne ducem și noi, poate iese cu bătaie, să luăm și noi.
Am înțeles, nu pomenim despre astfel de lucruri. Noi avem doar greva distracției, doamnelor și domnilor, la Matinal și Populari. Am revenit după greva concediului, mi-a plăcut foarte mult. Aș mai fi făcut grevă undeva pe o plajă, dar cu siguranță la iarnă, draga mea, la Vinia, mergem la mare, la soare, să vedem cât de tare este ghețarul. La iarnă mi-a promis Mihalis că mă duce la plajă. Nu știu ce face la iarnă Simona Bănică, dar în vara aceasta ce ai făcut? Pentru că ești foarte frumoasă, ești foarte fresh și ne-a plăcut și melodia ta. E o melodie care mă reprezintă și probabil că de aceea se simte că, na, într-adevăr, suntem sănătoși. Pentru lucrul acesta mulțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoși, că avem copii sănătoși, Doamne, că ajută. Încă suntem ok și chiar dacă nu mai sunt evenimente, asta este, poate, Doamne, Doamne, ne ajută la un moment dat. Și vom ia uite, cel mai tare această... eveniment, suntem cu toții mai la Matinal și Populari. De aceea am venit aici, nu? Și la evenimentul nostru, în continuare, ne cântă Gabriela și Ionuț Ciobanu! Și cuvântul, astea ori grăba pământul și tu, dacă le spică, am nevastă, nu-mi-e frică. Toate se duc și se întorc, dar nevasta-i la noroc. Îl te-a zis, nu am reșit, n-ai nevastă, n-ai nimic. Toate se duc și se întorc, dar nevasta-i la noroc. Îl te-a zis, nu am reșit, n-ai nevastă, n-ai nimic.
de tine mi-amintesc și de dragostea ta, că viața lângă tine a fost și este un vis. Nu te-ai schimbat nici cum, ai fost cum mi-ai promis, că viața lângă tine a fost și este un vis. Nu te-ai schimbat nici cum, ai fost cum mi-ai promis, ai fost cum mi-ai promis. Dragostea împlinește un om și-l face fericit, de când noi ne-am cunoscut, tare mult ne-am iubit. Am pornit același drum, ținându-ne de mână, după câți ani și ani, suntem tot împreună. Și spun că te iubesc, sufletul meu curat, sufletul meu curat. Dragostea împlinește un om și-l face fericit, de când noi ne-am cunoscut, tare mult ne-am iubit. Am pornit pe același drum, ținându-ne de mână, după câți ani și ani, suntem împreună. El pare că ne privește și ar vrea să ne spună, așa să fim mereu fericiți împreună, fericiți împreună. Dragostea împlinește un om și-l face fericit, de când noi ne-am cunoscut, tare mult ne-am iubit. Ținându-ne de mână, după câți ani și ani, suntem tot împreună.
revenit, dragi prieteni! Suntem la Matinal și Popular, suntem înconjurați de prieteni foarte buni care astăzi, ce credeți, au venit cu melodii în premieră la noi, pentru că premierele au loc în continuare doar la Matinal și Popular. Așa este! Succesului. Suntem nașii succesului în continuare, doamnelor și domnilor, și vrem să felicităm acești prieteni dragi, nemuritori, pentru premierele lor de astăzi. Mulțumim! V-am amenințat de foarte multă vreme, cu a fost cu perioada asta, că... Eu când văd pistolul, mă simt amenințat oricum. Edităm cel de-al 15-lea album, am reușit, materialul e gata de mult, am reușit să terminăm și cele 4 videoclipuri pentru piese și în zilele următoare, joi, vineri, predăm la Casa de Producție din București. Am venit cu mare drag cu aceste două piese. Următoarea noastră vizită la dumneavoastră va fi cu alte piese. Tot în premieră. Tot în premieră, normal. Și cu câteva cântece care nu sunt în stilul nostru, dar o să vă placă. Trebuie să ne promită și Simona că va veni de fiecare dată cu voi. Eu așa sper să mai colaborăm, nu-i așa? Cel puțin cu cel de acasă. N-am aflat astăzi dacă la dumneavoastră cântă cocoșul sau găina, dar eu v-aș propune să o lăsăm pe data viitoare să fie și soțul. Așa, dar așa. Să fie egalitate. Eu preferam să vorbesc, că puteam să vorbesc cam tot ce doream astăzi. Nu era da, hai aici, să vă las în așa ca soțului. Nu, noi ținem foarte din mult ce, la căsnicii. Eu, în familiile lor este echilibru. La mine la fel. Soția îmi face tot ce doresc eu. Acesta înseamnă echilibru, doamnelor și, la mine și domnilor. Soția să-ți facă cu adevărat tot ce vrei tu. Le mulțumim și prietenilor noștri, Ionut și Gabriela Ciobanu, dragilor. Cu siguranță și la voi este echilibru în cuplu. Așa este, da. Soția îi face lui Ionut tot ce vrea. Păi, viitoarea soție. Așa este. De-abia așteptăm să vedem nunta aceea de nuntă. Mai târziu, urmează. Mai târziu, da, să da, mai da. Treacă vreo 2-3 ani. Asta atentă la scenă. Și maestrul Miele Bibescu a zis, caut și eu una ce maestre, ca să spunem. Să-i dăm un microfon și maestrului. Eu vreau să cânt repede, nu mai cam. Nu, stați un pic. Că noi vă urmărim pe Facebook. Ce-am văzut eu pe Facebook, Miele Bibescu și Demis Roussos am văzut eu pe Facebook. Da, o colaborare de milioane. O poză extraordinară cu un mare artist, mare așa cum suflet. Este și Miele Bibescu, de altfel. Mare suflet și ne pare rău că nu mai este printre noi Demis Roussos, dar în continuare muzica lui e nemuritoare. Avem și sponsori și trebuie neapărat să le mulțumim. Mulțumiri din Acord pentru sunet, Masaia Decoration Style, IE Tradițional Românească, atelierul Iulie Martinescu de la Ponoarele, Mademoiselle Atelier, cofetăriei Claus lui Nea Vasile Cozonac și Camand Ramzian, dermopigmentist. Doamnelor, domnilor, ne revedem și mâine dimineață de la ora 9 fix, pentru că Rodica Mitran își lansează albumul La Matinal și Populari. Mulți invitați de seamă, artiști pe care dumneavoastră vi-ați dorit și cu drag ei vor veni mâine dimineață. Nu uitați, bunătatea este gratis, profitați din plin de ea. Salutări, Vâncică! Până mâine ne cântă Miele Bibescu și bandul live 100%!